Un val de fugea cuprin județul, creând un peisaj de iarnă care a fost pe placul tuturor, dar mai ales a celor pasionați de fotografie. Cătălin Urdoi și Doru Clipa au surprins magistral prima ninsoare, atât în Pasul Ciomâna, cât și la Rădăuți. Chiar dacă prima ninsoare din Suceava a fost doar o pregătire pentru iarna ce va urma, riscul accidentelor rutiere este crescut, mai ales că nu toți șoferii și-au pregătit corespunzător autovehiculele cu anvelope specifice sezonului rece. Autoritățile au intervenit în special în zona de munte, unde ninsoarea a fost mai puternică ca în restul județului. Suprefetul Sucevei, Florin Sinescu, consideră că autoritățile au intervenit corect raportarea la prima ninsoare din județ. În ceea ce privește ninsoarea din seara trecută, a nins la nivelul întregului județ. Toți drumarii au fost prezenți la datorie, astfel încât să intervenim pe toate drumurile naționale și județene, iar pe ansamblu putem spune că nu am avut probleme deosebite în trafic. La Mestecăniș, zona în care s-a înregistrat un stat de zăpadă mai consistent, au fost permanent două mașini a secției de drumuri naționale Câmpul Lung, care au intervenit și au fost câteva punctuale intervenții în ceea ce privește autotrenurile care nu erau dotate cu anvelope de iarnă și au fost nevoie să fie ajutate, dar în niciun caz nu a fost drumul blocat. În continuare suntem pregătiți pe cele două secții de drumuri naționale, Suceava și Câmpul Lung, de a interveni. Avem toate utilajele, materialul antiderapant este în stoc, atât nisip cât și sare, astfel încât în perioada următoare suntem pregătiți pentru orice eveniment pe vreme pe care ar putea să apară la nivelul județului Suceava. Mai mult decât atât, pentru că vom avea 3 duminici cu alegeri, suntem pregătiți și foarte atenți la ceea ce înseamnă și capricile vreme pentru a putea să asigurăm deplasarea către secțiile de votare și de asigura tot ceea ce înseamnă materiale pentru votare pentru zilele de 24 noiembrie, 1 decembrie, respectiv 8 decembrie. Sunt semnate contracte, revenind la ceea ce înseamnă intervenția pe drumuri, sunt semnate contracte pentru secțiile de drumuri naționale, de asemenea la nivelul drumurilor județene, sunt semnate la nivelul localităților, există o situație care este gestionată de colegii mei, se intervine la nivelul localităților pe drumuri comunale prin contracte de prestări servicii de dezăpezire și totodată sunt localități care au și utilaje proprii, deci în mod evident funcționează pe intervenție de la nivelul primăriilor respective. Astfel încât apreciez că primul eveniment de iarnă a fost un eveniment care a putut fi gestionat bine. Totodată, Florin Sinescu sfătuiește șoferii să-și echipeze corect mașinile, ținând cont de schimbarea vremii și apropierea iernii. Fac un apel către toți conducătorii auto să-și doteze mașinile cu anvelope de iarnă, astfel încât să putem să nu avem probleme pe ceea ce înseamnă derapaje și alte chestiuni, accidente rutiere grave. Este prima condiție să avem anvelope de iarnă, să fii atenți la ceea ce înseamnă buletinele meteo, pentru că orice cod galben vedem că temperaturile încet încet scad, mergem spre temperaturi spre 0 grade chiar în timpul zilei, ceea ce înseamnă că orice strat de zăpadă care îl vom avea în continuare va rămâne prezent. La acest moment, când vorbim, tot carosabilul la nivelul județului este la negru, cum spun drumare, deci nu avem probleme în trafic.